știrile circule mai repede în Calea și Severin. Secția penală a Tribunalului Calea și Severin a examinat în cursul acestei dimineți un recurs formulat de un inculpat împotriva căruia judecătoria Reșița emisese mandat de arestare preventivă pe perioada de 29 de zile, reținând că există date și indicii temeinice în sensul săvârșirii infracțiunilor de tâlhărie în formă agravată, de viol și de lipsire de libertate. Ca urmare a examinării recursului respectiv, Tribunalul Caraș-Severin a constatat legalitatea și temeinicii ancherii de arestare preventivă pronunțată de judecătoria Reșița și ca atare a respins această cale de atacă nefondată. Ca și stare de fapt în măsura în care este necesară pentru aprecierea necesității instituirii și respectiv respingerii căi de atac formulată împotriva instituirii acestei măsuri procesuale preventive, s-a constatat de către organele de urmărire penală și de către judecătorii care au examinat starea de fapt, că în noaptea de 30 spre 31 octombrie 2013, în interval orar 24-1 noaptea, inculpatul a observat victima care traversa o zonă aflată aproape de centrul municipiului Reșița, a acostat-o, i-a aplicat mai multe lovituri, apoi a târât-o într-o zonă laterală în apropierea unui bloc din acel loc și a exercitat raporturi sexuale prin forță, deposedându-o de asemenea de câteva bunuri pe care victima le avea asupra sa. Expres de Banat. Știrile circulă mai repede în Calea și Severin.